Partidele din sferturile de finală se dispută în sistem eliminatoriu într-o singură manșă pe terenul echipei mai slab clasată în campionatul precedent. În caz de egalitate, după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri și, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedapsă. În cazul jocurilor desfășurate într-o singură manșă pe terenul uneia dintre echipe, cheltuielile se efectuează de clubul organizator, iar după scăderea cheltuielilor de organizare, suma rămasă se va repartiza fiecare echipe în proporție de 50% din beneficiul net. Partidele din cadrul sferturilor de final ale Cupei României se vor disputa în zilele de 15, 16 și 17 decembrie. Programul urmând a fi comunicat ulterior de FRF.